Hei, hei, hei! Eu sunt Simania Strate, bine ați revenit pe canalul meu! M-am gândit, dragilor, pentru filmulețul de astăzi, dacă tot urmează ziua mamei, să vorbim despre relațiile mamă-fică din cărți și am strâns câteva exemple pentru voi. Din păcate, 95% dintre ele sunt legate de relații disfuncționale, pentru că într-un fel sau altul sunt mult mai interesante. Florile mele m-au părăsit, se pare, pe parcurs, dar o să lucrăm cu ce avem. Aveam de mult plănuit să fac acest clip, mi-am și cumpărat o carte pe care o să o prezint imediat, dar m-am gândit că dacă tot urmează 8 martie, se integrează perfect în această perioadă. În această perioadă în care nu prea știm ce facem cu viețile noastre și totul este deprimant și dubios. Nu știu cum să vă spun că funcționez nu prea bine. Sunt tare curioasă cum sunteți voi, dacă sunteți bine, dacă sunteți optimiști, dacă pur și simplu vă vedeți de viețile voastre, dacă mai citiți. Mi-a fost destul de greu să mă concentrez, trebuie să recunosc, dar să sperăm că totul o să fie bine. Asta tot îmi spun în minte, că trebuie să fie bine, trebuie să fie bine. Așadar, haideți să trecem direct la treabă și să începem cu prima carte de pe lista mea, care se numește Zahăr Ars, scrisă de Avni Doshi. Este un roman de debut despre care am tot auzit și mi s-a părut că se integrează perfect în clipul nostru. Protagonista noastră este o artistă pe nume Antara, care are cel puțin o relație disfuncțională cu mama ei. Doar numele lor sugerează o oarecare prăpastie între ele, pentru că pe ea o cheamă Antara, iar pe mama ei o cheamă Tara. Iar Antara înseamnă ceva de genul nu ca Tara, adică ceva foarte diferit de Tara. Antara începe să povestească despre clipele grele din copilărie, atunci când a fost obligată să trăiască într-un ashram, despre care am învățat că este ca un fel de centru de spiritualitate specific Indiei, pentru că acțiunea se petrece într-un oraș mic din India. Iar acolo, mama ei nu a băgat-o în seamă luni întregi, a fost cumva crescută de altă familie, de altă femeie, pentru că mama ei era amanta conducătorului. Dar povestește și despre alte situații traumatice prin care a trecut, doar din cauza faptului că mama ei nu a fost niciodată pregătită pentru a fi soție și mamă. Era un spirit liber care căuta cu disperare o independență pe care nu a găsit-o niciodată. Desigur, către final, cartea devine cel puțin ciudată, pentru că, nu știu dacă este neapărat spoiler să zic că și Antara devine mamă la rândul ei, în timp ce sănătatea Tarei se subrejește și începe să uite. Are probleme foarte mari de memorie. Este ultima carte pe care am citit-o, am terminat-o ieri, să fiu sinceră, nu știu exact ce părere am despre ea. S-a citit foarte repede, este destul de micuță, însă atmosfera cărții a fost așa, în general, sufocantă, pe fondul unui oraș mic și aglomerat din India și mai ales din cauza faptului că autoarea a ținut morțiș să descrie constant mirosuri. Concluzia cumva pe care am tras-o eu este că Tara și-a văzut mereu fica pe Antara ca fiind competiție sau o reamintire constantă a eșecului ei și nu a încercat deloc să ascundă chestia asta. Iar în prezent, Antara face același lucru, o învinovățește pe mama ei pentru eșecurile pe care le are în prezent și în general totul este destul de complicat. Și am observat că în majoritatea cărților, dar nu doar dintre mame și fiice, în general între părinți și copii, există această problemă, faptul că atunci când sunt mici copii, părinții învinovățesc, deși n-a fost alegerea lor să apară pe lume, învinovățesc cumva pentru tot ce n-au putut face, tot ce nu mai pot face, pentru faptul că nu pot înainta în carieră, pentru faptul că nu se pot distra la fel de mult. Și stau și mă gândesc mereu de ce fac oamenii copii dacă nu vor să-i facă, dacă nu sunt pregătiți să-i facă, mai ales în prezent oarecum, pentru că nu te obligă nimeni să faci chestia asta și nu înțeleg de ce te lași presat de societate să faci acest pas dacă nu ești pregătit. Până la urmă, repet, nu merită acel copil să trăiască prin astfel de traume, iar când
copilul se va face mare, îți va face și ție același lucru. Tot timpul te va vinovăți pe tine pentru modul în care te-ai purtat cu el în copilărie și va spune că doar din cauza ta nu e așa, doar din cauza ta nu performează cum trebuie sau nu face sau nu drege. Este o relație foarte complicată, din punctul meu de vedere, cea mai complicată relație din lume, aceea dintre părinte și copil. Mai ales că pe măsură ce copilul crește și prinde putere, părintele pierde putere și cumva aici este un echilibru destul de sensibil. Cam asta înțelegem și din cartea lui Avni Doshi. Da, nu știu ce să spun, repet, în continuare nu știu neapărat ce să spun despre ea, dacă aș citit-o sunt tare curioasă să aflu și părerile voastre. Trecem mai departe la Unde ai dispărut Bernadette de Maria Semple. Știți că eu am mai povestit despre această carte și mereu am spus, fără să știu că o să o integrez în acest clip, că apreciez foarte mult relația pe care o are Bernadette cu fiica ei, Bi. Este vorba despre Bernadette, bineînțeles, o femeie foarte inteligentă, o arhitectă de succes, care are o personalitate cel puțin ciudată. Este puternică, sinceră și asumată, ușor agorafobă și cumva lucrurile se schimbă în viața ei atunci când fiica ei și a soțului ei, Bi, le cere ca o răsplată pentru faptul că a primit, că a luat note foarte bune, o excursie în Antarctica. Lăsând la o parte cartea foarte simpatică, mi-a plăcut foarte, foarte mult relația dintre ele două, pentru că Bernadette, mă rog, nu vreau să dau spoilere din carte, dar era foarte importantă fiica ei pentru Bernadette. Și faptul că ele se înțelegeau atât de bine și că aveau acea comunicare foarte deschisă, chiar mi-a plăcut mult de tot și mi se pare cumva revigorant să mai oferim și exemple pozitive în cărți, pentru că, nu știu, cumva asta caut. Din punctul meu de vedere, eu am avut acest noroc să mă înțeleg foarte bine cu părinții mei, să fie mereu la curent cu tot, să fie foarte deschiși, să ne asculte, să ne bage în seamă, să țină cont de părerile noastre și îmi place să văd și astfel de reprezentări în cărți, nu doar negativ și chestii foarte, foarte dubioase. Așa că măcar am avut șansa să integrez și eu o poveste pozitivă în clipul de astăzi, pentru că de acum încolo, cumva, lucrurile vor fi destul de dubioase. Trecem mai departe la una dintre cărțile mele preferate din toate timpurile și anume La Bastarda Istanbulului de Elif Shafak. Uitați ce rodie drăguță! Și știți că mai am o carte cu o rodie pe ea, Mary, despre care am vorbit în ianuarie. Mi se pare foarte interesant chestia asta, sunt disperată după cărțile care au flori și fructe pe copertă, mai ales rodic, îmi plac foarte mult. Deși cartea are ca subiect principal genocidul armenian, mie întotdeauna mi s-a părut foarte interesantă relația dintre Asia și mama ei, Zeliha. Aflăm povestea unei familii din Istanbul care a fost blestemată ca băieții care se nasc în familie să nu trăiască mai mult de 41 de ani. Este cumva aceeași situație ca în blestemul tâlharului mustăcios despre care am vorbit clipurile trecute, acest blestem legat de băieții familiei care, iată, sunt foarte importanți. Așadar, în această familie, în momentul în care se naște un băiat, Mustafa, este trimis în America la universitate în ideea de a scăpa de acest blestem, ceea ce iată cumva se și întâmplă, pentru că el merge acolo și trăiește viața, dar sora lui, Zeliha, este cea care aduce probleme familiei pentru că rămâne însărcinată la o vârstă destul de fragedă și nu vrea să spună nici în ruptul capului cine este tatăl copilului. O naște pe Asia, Asia trăiește într-o familie colorată, gălăgioasă, cu multe mătuși, cu bunica ei, cu străbunica ei și tot așa. Avem mai multe generații de femei într-o casă, dar Asia, bineînțeles că este foarte curioasă să afle cine este tatăl ei și cumva lucrurile se schimbă atunci când verișoara ei din America, Armanuș, vine în Turcia să afle mai multe despre genocidul armenian, pentru că era cumva verișoara lor vitregă. Mama ei se căsătorise cu Mustafa după ce divorțase de soțul ei armenian. Făcuse cumva cea mai mare răzbunare, ea care se căsătorise cu un armenian, a divorțat și apoi s-a căsătorit cu un turc.
Și chestia asta a fost iar o dinamică interesantă, dar, repet, relația dintre Asia și Zeliha și atunci când aflăm ce s-a întâmplat, băi, când vă zic că m-a dat peste cap complet și că mereu mă gândesc la chestia asta și finalul și totul a fost absolut fenomenal și capitolele cărții sunt numite după ingredientele unui desert turcesc care se numește Ashure și îmi place super mult chestia asta pentru că totul se leagă și nu pot să vă zic, dar în orice caz, dacă n-ați citit Bastarda Istanbulului, vă super recomand să o citiți pentru că este o carte răvășitoare și minunată. Dacă tot am ajuns la Elif Shafak, aș vrea să menționez și cartea Lapte Negru, care explorează foarte bine depresia postpartum. Și deși nu are legătură neapărat cu relația mamă-fică, Elif Shafak aici povestește despre sentimentele ei și despre cum a trebuit să adapteze, să se readapteze vieții după ce a devenit mamă. Și cred că pentru mame este mult mai interesant și cumva te ajută să afli că nu ești doar tu cea care trece prin chestia asta și că ajustarea asta este destul de grea, mai ales dacă ești o femeie de carieră. Trecem mai departe la următoarea carte. Cred că o să mă dați în judecată dacă vă mai arăt odată cartea asta. Dar nu puteam să n-o integrez aici! Obiecte ascuțite de Gillian Flynn. Dacă această carte nu explorează relația mamă-fică, nu știu care este cea care poate fi mai potrivită, sincer. Pentru că aici avem de-a face cu relația unei mame cu trei fiice, nu doar cu una. Și să continui și să spun că de fapt up este cartea asta în continuare. De ce? De ce? Nu pot să mă opresc din a folosi această expresie care atât de bine descrie ce se întâmplă aici. Mare parte din carte se concentrează pe relația pe care a avut-o Adora cu cele trei fiice. Una dintre ele a murit, una dintre ele s-a mutat de acasă, iar cea de-a treia, pe care a făcut-o cu un alt bărbat, este adolescentă. Știți că este vorba despre Camille, o jurnalistă care este cumva obligată să se întoarcă în orașul natal pentru a investiga dispariția unei fete. Mama ei, Adora, era foarte respectată și foarte apreciată în acel oraș, familia ei în general. Ea avea niște probleme mari cu care se confrunta, se tăia, era alcoolică, se desfășoară lucrurile într-un mod foarte alert și, sincer, povestea este cutremurătoare, mai ales dacă stăm să ne gândim la relația pe care a avut-o Adora cu fiicele ei mai mari. Cam dură, să știți, cam dură în cazul în care n-ați citit-o. Mi-a plăcut foarte mult și seria, dar cartea este fenomenală. O altă carte despre care am discutat recent și care se integrează la fel de bine în acest clip este Lapte fierbinte de Debra Levy. În această carte aflăm experiența protagonistei noastre atunci când merge în Spania alături de mama ei în încercarea de a afla ce se întâmplă cu mama ei care pur și simplu nu mai putea să meargă. Picioarele ei erau paralizate și nu mai putea merge. Au făcut o grămadă de analize, investigații în Anglia de unde erau, dar nu au aflat nimic, așa că au mers la această clinică specială. Cartea explorează foarte bine relația dintre ele două, o relație la fel de disfuncțională și la fel de fucked up, pentru că Rose, mama, o învinovățește cumva pe Sofia, fiica ei, pentru faptul că a fost părăsită de soțul ei când Sofia era mică. Nu înțeleg și nu o să pot să înțeleg niciodată această perspectivă. Este un copil nevinovat care are nevoie, mai ales în lipsa unui părinte, de și mai multă dragoste, și mai multă protecție. Și așa cum am spus și data trecută, Rose are un stil de a face chestia asta, de a o pedepsi pe Sofia, cu totul și cu totul special, foarte bine ascuns, dar care dă rezultate foarte bune. Îi reamintește constant de căsnicia ei eșuată cumva, așa că o pedepsește cu lucruri mărunte, dar care își fac bine treaba. Nu mai știu ce spuneam pentru că s-a oprit camera, dar rămăsesem la Lapte fierbinte.
Ați observat că există o oarecare conexiune între nume, lapte negru, lapte fierbinte? Da, mă rog. Am ajuns și la ultima carte, la tot ce nu ți-a spus de Celeste NG. Este o carte care explorează foarte bine relația mamă-fică, dar mie mi se pare că și în Mici focuri pretutindeni, pe care nu am citit-o, dar am văzut serialul, se vorbește cumva tot despre chestia asta, despre relația dintre părinți și copii. În această carte se vorbește, din punctul meu de vedere, despre două subiecte foarte importante. 1. Presiunea pe care o poți pune pe copilul tău, aceea de a reuși și de a realiza lucrurile pe care tu nu le-ai putut realiza, fără să întrebi dacă își dorește să facă acest lucru. Se întâmplă foarte des chestia asta cu părinții, am observat, și îmi imaginez că, într-un fel, tu te gândești că le faci un bine, dar nu poți să impui pasiunea ta unei alte persoane, chiar dacă este copilul tău, suntem cu toții diferiți. Eu vorbesc acum ca și cum am o experiență, mamă, și bine știu eu și eu nici măcar nu am copii. Dar din punctul meu de vedere, așa funcționează lucrurile. Trebuie să lași fiecare persoană să încerce și să-și caute cumva menirea în viață. Nu poți să impui cuiva pasiunea ta. Așa se întâmplă și în această carte. O mamă care și-a dorit foarte mult să ajungă doctor, dar nu a reușit, așa că îi impune fiicei ei să meargă pe acest drum. Meditații la biologie, la matematică, cursuri intense pentru tot ce ține de chestia asta pentru a ajunge doctor. Și cel de-al doilea subiect este legat de părinții care au copii preferați și resentimentele pe care le ai față de copilul mai puțin preferat, care bineînțeles că observă, pentru că nu este bătut în cap. În acest caz, Hannah a fost cumva răspunzătoare, fiind cel de-al treilea copil, a fost cumva răspunzătoare pentru faptul că mama ei nu și-a putut părăsi soțul și familia, pentru că a aflat că este însărcinată cu ea și, bineînțeles, că nu mai putea să facă acest pas. O situație la fel de dubioasă, pentru că, hei, ce vină are acel copil? Autoarea explorează foarte bine toate aceste relații, una în fața copilului preferat, a doua în fața copilului mai puțin preferat și cumva a treia, deși nu este vorba despre o fiică, ci despre un fiu, în fața copilului mijlociu, care cumva este undeva la mijloc și mai nebăgat în seamă. Aceasta a fost ultima recomandare a clipului de astăzi. Dragilor, dacă ați rămas cu mine până la final, sunt tare curioasă. Care sunt cărțile pe care le-ați citit voi în care se vorbește despre relația mamă-fică? Sunt tare curioasă. Vă mulțumesc dacă ați rămas cu mine până la final. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut filmulețul și să vă abonați dacă sunteți noi. Nu cred că am zis și am uitat și îmi cer scuze, să avem o primăvară frumoasă. Nu m-am simțit prea veselă și prea colorată în perioada aceasta, dar bineînțeles că îmi doresc să avem o primăvară minunată, bineînțeles că îmi doresc să fim bine. Vă mulțumesc încă o dată, să aveți o zi super, super bună. Ne vedem data viitoare! Pupi, pa!